Salutare, iată ne în București într-o nouă zi foarte mohorâtă. Sunt așa să traversez. Upsi. Nu traversați și vloguiți în același timp. Una din regulile numărul 1, pe care eu nu respect niciodată. Mă rog, vă respect. Dar mă uit înainte. Mergem la Radu Restivan acasă să-l ajut cu editarea episodului din Discover the World to its Marathons, de la ultramaratonul de la Templier. Ați văzut ieri câteva povești și cum a fost. Acum mergem să edităm. Ei au filmat pe traseu și a ieșit foarte, foarte fain. Mă rog, sper că a ieșit foarte fain, dar mă gândesc că a ieșit excelent. Bună dimineața, bine ați venit în studiourile de gătit 3-2-1 Sport, într-o garsonieră complet neechipată pentru gătit, dar cu multă ambiție. Iată omleta 3-2-1 Sport cu ceapă mov. Ca... Nu este ceapă mov, este ceapă roșie, dar... Nu mai e mov ca 3-2-1 Sport. Tocmai am terminat de editat clipul, între timp a venit și Alex să ne ajută. Radu, pasta degeaba pe aici. Dacă era după Radu, clipul ar fi avut vreo 50 de minute, așa. Am fi păstrat tot, că uite ce drăguț. Introducerea ar fi avut 50 de minute. Da. Dar așa, avem aici vreo 20 de minute de maraton, ultramaraton, despre care v-am povestit mai mult în episodul trecut. O să las în descriere link către întreaga aventură pe care chiar vă recomand să o vedeți, pentru că eu editând-o mi-a plăcut foarte mult. Sper să vă placă și vouă, chiar dacă este lung, merită fiecare secundă. Fiind o cursă de 76 de kilometri, chiar n-aveai ce să tai din toată nebunia asta. A fost minunat și sperăm să ne chinuim să facem toată treaba asta și uite câtă energie pozitivă se strânge, ca să mobilizăm oamenii în jurul sportului și asta e cea mai mare bucurie pe care putem să o avem. Pregătim smoothie-uri pentru participanții la antrenamentul de azi. Antrenamentul numărul 3 din sezonul 5. 5 sezoane, frate. 5 sezoane. Parcă ați fi Game of Thrones, așa. Da, da, seara asta vine și Khaleesi. Game of Thrones. Vine și Khaleesi și pe 10 decembrie meteorologii spun că vine și Jon Snow. Și acum să ne pregătim de alergare. Da, doar eu alerg, că băieți ăștia au alergat suficient weekendul ăsta. Dar m-am ales și eu măcar cu o vestă de asta. Templier, yeah, măcar atât. Hai să mergem. Rămâneți lângă oamenii care au deja o lumină. Siguranța este foarte importantă. Alergăm invers a celor de ceasornic. Gata. Gata, boss. Bă, ușor. 9.01. 3-2-1 Sport. Într-o viață anterioară am filmat nunți, acum am ocazia să-l filmez în sfârșit și eu pe Panda în vlogul lui. Acestea fiind zise... Zind fise. Știu. Zind fise, Panda se pregătește de maraton. Este Tudor de la Native Box. Ce ne-ai adus astăzi, Tudor, aici? Băi, încă nu și-au terminat exercițiile, așa. Lasă-i că... Lasă-i pe aia, că noi facem așa... Stai așa, gata, hai că se vede. Fruit shot. Tu ești de la șoteria, dar... E cu șoterie de aia, de nuci. Da. Foarte tare. Să intrați pe nativebox.ro și găsiți acolo niște chestii foarte, foarte fain. Puteți să vă comandați la birou tot soiul de... Cum le zici la asta? Gustărele, nuci, semințe. Gustărele, dar sănătoase, sunt, așa, da. Vitamine, nebunii chestii. Sunt snack-uri sănătoase. Snack-uri sănătoase, adică nu dați banii pe prostii, luați Native Box la copii. Facem să fie bine. Bine.
primit acum câteva zile o scrisoare de la KFC și Pizza Hut în care mi se spune că mi-au rezervat un loc în clasa 9B din programul Vreau în clasa 9. Ideea e simplă, în octombrie desfășoară cea de-a 9-a ediție a programului Vreau în clasa 9. Aceasta este o campanie de strângere de fonduri dezvoltată de World Vision România și susținută de KFC și Pizza Hut. Întreaga lună octombrie, oamenii sunt încurajați să doneze cel puțin un leu în rețeaua lor de restaurante, fără cumpăra neapărat ceva, contribuind astfel la bursele care vor ajuta copiii înscriși în program să se mai bucure de încă un an de școală. În 2015 s-au strâns 80.000 de euro care au ajutat cei 120 de copii înscriși în program să beneficieze de câte o bursă de 250 de lei oferită de World Vision. Anul acesta se strigă catalogul în clasa 9B, adică clasa bloggerilor care susțin acest program, și mi-aș dori să fiu în clasa 9V, clasa vloggerilor. Se spune că donează în numele meu și al colegilor mei de clasă. Dacă îmi fac tema pentru acasă, donează câte 250 de lei în plus și tot ce trebuie să fac este să postez pe Facebook despre acest program. Eu am vorbit pe blog despre asta și am primit un oracol, o pagină de oracol pe care aș vrea să o completez cu voi aici de față ca să fie treaba. Să aveți și voi subiect interesant și să aflați și despre această campanie. Chiar mai aveți timp să mergeți pe un restaurant să donați și voi măcar un leu pentru acest program. Tema inițială pentru acasă era să spun un motiv sau o amintire pentru care mi-aș dori să mă întorc în clasa a 9. Cred că e mai fain să facem asta cu oracolul și o să completăm așa verbal, după care o să găsiți și pe blog la mine răspunsurile la aceste întrebări pentru cei care vor să-și noteze acolo stalking stuff. Nume: Alin Pandaru. Poreclă: Panda, așa mi se spunea în liceu. Ulterior am devenit și Panduț. Vârstă: 28 de ani. Vă dați seama că a trecut 10 ani când am făcut majoratul. La anul sărbătorim 10 ani când am terminat liceu. Jesus. Primul lucru care îți vine în minte când te gândești la liceu. Pauza mare, nu știu. Bar n-am. Orele de sport. O melodie pe care o ascultai în clasa 9. Mai îmi vine în minte piesa de la Fly Project cu Raisa, pe care o ascultam la balul de boboci atunci se lansase. Sau mai era cu aia, cu o na 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 le, o na 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 le. Mă rog, nu mai știți, sunteți prea tineri să știți piese de asta. Ce ai scris, ai fi vrut să scrii pe bancă. Mamă, ce scriam, frate, pe bănci? Evident, toată lumea scria pe bănci, deși noi aveam bănci noi. Eram cel mai dotat liceu din București pe vremea aia. Ce am scris pe bancă? Nu știu, ceva cu Dinamo. Steaua, da. Cel mai amuzant moment pe care ți-l amintești din liceu. Am vrut noi să-i facem o farsă dirigul și am presat practic cu usturoi sub catedră și mirosea usturoi în toată clasa. Și dătuseră cu usturoi așa și pe scaunul lui, adică stătea omul pe scaun, când pleca de acolo, puțea usturoi toată ziua. Dale tinereții valuri. Ce ai spune acum colegului tău de bancă de atunci? Stai, hei! La ce visai cu ochii deschiși în timpul orelor? La ziua în care o să fiu vlogger și o să se uite milioane de oameni la mine. Glumesc, nu mai știu ce mă gândeam. Visam și cu ochii închiși în timpul orelor. Un lucru de care nu te despărțeai niciodată atunci. Ghiozdanul, probabil, că trebuia să le cărăm în fiecare an. Zic, prima ta postare pe blog. Mi-am făcut blog pe Yahoo 360 în timpul liceului, undeva în ianuarie 2007. Și în postare era ceva de... Vă las link în descriere, să vedeți cât de... Vă las link în descriere cu prima mea postare pe blog. Cu cine ai vrea să fii coleg de bancă din blogosferă? Cu Ariel. Cu Ariel aș vrea să fiu în bancă. Că e foarte tare și poate copiez și eu de la el. Să mai copieze tot timpul alții de la mine. Ce visai să ajungi când erai în liceu? Băi, nu cred că m-am gândit. Adică, mă rog, mă gândeam că să fac ASEU, așa, dar nu aveam în minte o chestie, o meserie, habar n-am. Sau cel puțin nu în clasa nouă. Dacă ar ști profa mea de română că eu îmi câștig acum banii din scris, a câte mi-a făcut de liceu, sărna doamna de Lion. Motiv pentru care chiar voiai să mergi la liceu zi de zi. Să nu primesc absență. Nu știu, până în clasa 10-a, 11-a, îndrăgostisem eu de o colegă de clasă, cea mai mare greșeală pe care poți să faci. Și n-am, doream să merg să văd pe ea. Da, le tinereții valuri. Ai rămas prieten cu cel mai bun prieten din liceu? Eu am păstrat așa legătura și cu colegii de până generală și cu cei din liceu. Doar că, n-am, după liceu, evident că fiecare s-a mai dus pe bucata lui.
Ne mai vedem așa ocazional, dar nu pot să zic că suntem prieteni la cataramă sau ceva de genul. Adică că am rămas prieteni la cataramă cu vreunul din colegii de liceu. Ce spune unui copil care a trecut acum în clasa 9? Băi, prima impresie contează foarte mult, așa că dacă până liceu, până în general era într-un fel și așa, când ajungi la liceu, încearcă să par mai deștept decât ești, probabil, în fața profesorului, pentru că așa cum te iau de prima dată, așa o să te țină tot liceu. Adică dacă te iau de băiat care are tărtăcuță, e, mă rog, sau fată, o să te țină așa de minte tot liceul și o să ai note mai mari. Dacă nu, s-ar putea să ai tot timpul note mici. Deci ai grijă ce faci. Un motiv pentru care vrea să te întorci în adin de liceu. Era mai simplu pe vremea aia și, na, pe vremea aia ne gândeam, mamă, ce greu e că avem teme, că trebuie să avem teză săptămâna asta, vai, nu știu ce. Ale erau nimicuri față de adevăratele provocări prin care trecem în momentul ăsta. Deci, da, m-aș întoarce în anii de liceu pentru lejeritatea pe care o aveam atunci și poate și timpul liber și alte nebunii. Da, sper că v-a plăcut acest Q&A inedit. Înainte să închei vlogul, vreau să vă reamintesc că vineri mergem să donăm sânge. La ora 11 ne întâlnim la Piața Victoriei și o să vă las link în descriere la evenimentul făcut de Oana Brătila pe Facebook, la care o să ne alăturăm și noi. Și chiar mi-aș dori să vină și o parte dintre voi la această donare de sânge. În continuare, dacă sunt printre voi doritori de donat sânge care au grupa sanguină AB4RH pozitiv, îi rog să-mi dau un mail la iulia@rompanduțu.com pentru a o ajuta pe Iulia. Am făcut săptămâna trecută un clip pe subiectul ăsta și o să vă las linkul aici sau evident în descriere. Acestea zi în fise, ne vedem mâine. Pa!